Cătălin Golovka, debutant, un jucător de 26 de ani, debutant cu această ocazie în Liga 1. Ia locul așadar lui Hergele Giu. Nu sunt schimbări la pauză la Voluntari. În continuare, Florin Marin mizează pe Bornescu, Filipov, Ionos Balaur, Spahia, Alex Coman, Mochia Bro, Novak, Popadiuc, Laurențiu Marinescu. Aici șut respins de Bornescu. Un șut respins cu dificultate de capitanul Voluntariului. Început bun de repriză al echipei lui Leo Grozavu. A fost șutul lui Astafei. Vă spuneam de echipa Voluntariului, neschimbată față de prima repriză. Bornescu, Filipov, Balaur, Spahia, Coman, Mochia, Bro, Novak, Popadiuc, Laurențiu Marinescu, Petre Ivanovici și Florin Cernat. De partea cealaltă, la FC Botoșani, Leo Grozavu iar în teren în această repriză secundă pe Iliev, Dimitrov, Plămadă, Andrei Miron, Mușat, Fulop, Vajvari, Mihai Bordeanu, Astafei, Matuleviciuș și Golovka. Alexandru Coman spre Laurențiu Marinescu, respinge din fața sa Plămadă și a pierdut gheata Marinescu și a ieșit un an în spate fără a fi văzut de arbitrul de rezervă. Un dialog destul de aprins între cei doi, printre dinți însă, și au spus cuvinte grele Marinescu și Plămadă. Acum Cernat. Cernat este oprit prin faul de către Dimitrov. Va fi lovitură liberă pentru cei de la FC Voluntari. I-a ascuns gheata preț de câteva secunde Plămadă lui Laurențiu Marinescu. Apoi a dat și un ghiont în spate fostul jucător de la Petrolul, Dimitrov, dar mingea iese în afara terenului și va fi repunere de la margine pentru gazde. Mochea Bro, a fault aici. Făcut asupra lui Daniel Novak. Lovitură liberă pe care o execută Florin Cernat, din nou aruncă foarte bine mingea care și... Goal! FC Voluntari, Novak face 4-1 din centrarea lui Cernat, un meci perfect al de carului venit de la Viitorul. 3 asisturi date de Cernat în această partidă, 2 dintre ele, 2 parabole extraordinare peste întreaga defensivă a Botoșanului, mingea așezată perfect pe capul coechipierilor și iată-l pe Novak făcând 4-1 după ce Spahia a deschis scorul tot după o centrare asemănătoare furnizată de Florin Cernat. Este 4-1, al doilea meci consecutiv în care Voluntariul machiază 4 goluri după ce a reușit aceeași performanță și în fața Concordiei Chiajna. Voluntariul în acest moment este nou lider din Liga 1, drept cu 3 meciuri disputate și așteptând jocurile echipelor aflate mai sus. În primul rând Dinamo, care are maximum de puncte, momentan are 6 puncte, echipă care va juca luni seara de la ora 21 în deplasare cu CFR Cluj.
Până atunci însă nu uitați, astăzi la 21 este ASEA Târgu Mureș, ACS Poli Iași, CSMS Poli Iași și apoi mâine două meciuri la 19 astea CS Craiova și la 21:30 Steaua Concordia Chiajna, duminică alte două partide, Gazmetan Media și Viitorul la 6:30 și la 21 ACS Poli Timișoara, Pandurii Târgu Jiu. Aici Bordeanu presat întoarce către Miron, pressing susținut al gazdelor, nu este offside la Ivanovic, Bada semnalizat în afara jocului până la urmă, fostul jucător al Botoșaniului. Ce meci au făcut Ivanovic și Florin Cernat. Ivanovic cu o dublă, Cernat cu trei asisturi. Prestații care cumva au pus în umbră execuția de efect a lui Ișvan Fulop. Ca frumusețe a fost un gol care a fost peste toate cele patru ale ale voluntariului, însă fotbalul nu este patinaj artistic, fotbalul se joacă pe goluri, pe un număr cât mai mare de goluri, nu doar pe frumusețea unuia dintre ele. Aici Bordeanu trimite departe de țintă, revedem centrarea, da, Novac pleacă și el de la limita offside-ului. Scăpat ușor din marcaj de apărătorii celor de la FC Botoșani. Iată încă un gol primit din fază fixă de cei de la FC Botoșani în această după-amiază. Avansează Popadiuc. Popadiuc este obstrucționat de Miron, care vede și el cartonașul galben. Trăbușiți cei de la FC Botoșani, se așteptau probabil să înscrie un gol prin care să revină în joc, însă au primit unul după o fază fixă. Încă un gol care de regulă îți zdruncină încrederea în capacitățile tale de a reveni ca echipă. Vor mai face o schimbare cei de la FC Botoșani. Marinescu și Cernat sunt lângă minge. Cernat ar putea încerca un șut direct spre poartă. La cât de eficient, la cât de precis a fost în această confruntare. Cernat, el bate, șutează Cernat însă peste țintă. Oricum, un șut aplaudat de publicul de pe arena Anghel Iordănescu. Iată și pe Dumitru Dragomir. O arenă destul de primitoare. O arenă a prieteniei. Te-mi spune, este o atmosferă destul de prietenoasă, altfel în tribune. Sunt, cred, la această partidă aproximativ 1500 de spectatori. Pentru un club de la marginea Bucureștiului nu e deloc rău. Voluntariul s-a stabilizat în Liga 1, dă aceste semne prin startul acestui sezon. Asta după ce s-a salvat de la retrogradare în urma barajului cu UTA. Astafei acum pentru Fulop. Fulop, pentru același Astafei vine centrarea respinsă de Laurențiu Marinescu. Acum iată-l pe Miron. Radoslav Dimitrov avansează, bulgarul Dimitrov spre Golovka. Golovka, o centrare fără nicio problemă pentru Bornescu. Cu toată această atmosferă primitoare,
totuși Voluntariul are o problemă destul de mare. Nocturna, nu are nocturnă. Asta e marea problemă, fiind la al doilea sezon în Liga 1. Aici un balon întors de Miron spre Iliev. Jocul a fost oprit și acum se produce a doua schimbare la FC Botoșani. Intră Răzvan Greu în locul lui Mihai Bordeanu. Răzvan Greu, un jucător tânăr, venit de la Universitatea Cluj, un produs al școlii de fotbal Ardealul, Răzvan Greu, în vârstă de 21 de ani, cel care debutează cu această ocazie pentru FC Botoșani. Un balon interceptat aici foarte bine de Plămadă. Vorbeam de problema cu lipsa nocturnei la arena din Voluntari. Din acest motiv, cei din Voluntari vor fi nevoi să joace meciurile nocturnă pe un alt stadion. A revenit pe arena din Ștefan cel Mare, unde a jucat până când au fost finalizate lucrările la stadionul Anghel Iordănescu. Ei bine, Voluntariul nici nu poate să își ridice o nocturnă, nu poate să aibă stâlp de nocturnă, pentru că se află în apropierea aeroportului Otopeni, aeroportului Băneasa mai ales și mai aproape. Din acest motiv, Voluntariul și-ar putea ilumina stadionul doar dacă pe copertinele tribunelor ar avea pusă instalația de iluminat. Aici Ivanović șutează slab, fără probleme pentru Iliev. Botoșaniul a avut o posesie superioară astăzi, însă Voluntariul a fost echipa care a stat foarte bine în teren. A arătat foarte multă determinare. Dimitrov, o centrare cu efect, balonul respins de către Spahia. Și acum Marinescu. Cernat, Dimitrov, da, mingea iese în afara terenului. Dimitrov repune de la margine pentru Gabriel Vașvari. Vașvari mută jocul în flancul stâng. Fulop, centrare bună către Golovka, resping cei de la FC Voluntari și apoi vine un șut mult peste poarta lui Răzvan Greu. Mingea se duce peste toată peluza Cezar Dinu. Așa cum este, cum a fost botezată acea parte a arenei Anghel Iordănescu. Ceva mai mult de 30 de minute până la finalul acestei partide. 4-1 în meciul dintre FC Voluntari și FC Botoșani. Da, Dimitrov nu reușește să degajeze spre jumătatea adversă. Este repunere de la margine pentru cei de la FC Voluntari. Mochiabro, Coman, Novak, Laurențiu Marinescu, frumoasă această acțiune prelungită a Voluntariului, Filipov, din nou Marinescu. Foarte inspirat s-a dovedit Florin Marin când cuplul Florin Marin Dinu Todoran, Florin Marin director tehnic, Dinu Todoran antrenor, foarte bine s-au descurcat, foarte inspirați au fost când au decis să joace cu Cernat în rolul de nou fals, un rol în care s-a descurcat de minune de carul Voluntariului, reușind 3 asisturi. În același timp i-a pus în valoare pe oamenii din flancuri, mai ales pe Petre Ivanović.
Golovka, un duel cu Coman, centrează Golovka, însă mingea iese în afara terenului. Lucru foarte interesant, în urmă cu aproape un an, pe 7 august 2015, cele două echipe se întâlneau pentru prima oară pe terenul Voluntariului. Însă meciul a avut loc în Ștefan cel Mare, pe stadionul Dinamo. A fost 1-1, goluri Adrian Bălan și Gonzalo Cabrera. Între timp, argentinianul a plecat de la FC Botoșani, ajungând în Arabia Saudită, la Al Faisali. În schimb, Botoșaniul a adus un alt mijlocaș, brazilianul Willy Hortensio Barbosa, venit de la Atletico Bragantino, în vârstă de 23 de ani acest Willy, jucător care a evoluat la Vasco da Gama. Dimitrov spre Golovka, se apără bine Spahia. Da, este out de poartă pentru cei de la FC Voluntari. A mai scăzut ritmul jocului. Botoșaniul deznădăjduită după a patra lovitură încasată în startul reprizei secunde. Voluntariul deja se gândește la următoarele confruntări cu Dinamo, mai întâi duelul din Cupa Ligii. Ceva probleme aici pentru Răzvan greu, nu greu este, ci Andrei Miron, lovit în cap de greu, se resimte vizibil. Sunt probleme destul de serioase pentru Andrei Miron, și a pierdut cunoștința. Asta cred că s-a întâmplat din felul în care l-am văzut pe Miron în urma loviturii primite de la Răzvan Greu. Comoționat stopărul Botoșaniului, în mod normal ar trebui să mai fie făcută o schimbare. Pentru că în asemenea situații este foarte importantă integritatea jucătorului. Rezultatul trece în plan secund. Merge destul de greu Miron, pare încă să se resimtă. Patac ar putea fi o variantă pentru defensiva Botoșaniului, în cazul în care Miron nu mai poate reveni pe teren. Între timp se face o primă schimbare la FC Voluntari, iese Popadiuc și în locul său intră cu numărul 11, Căpățână. Căpățână a marcat un gol împotriva Concordiei Chiași în etapa trecută. Iese Doru Popadiuc și el a făcut un meci bun, ca de altfel toți colegii săi. Alexandru Ichim va intra la FC Botoșani. El se pregătește să intre pe teren în locul lui Andrei Miron, care în continuare primește îngrijiri la marginea terenului. Este întins pe gazon. Sperăm să fie în regulă fundașul Botoșaniului. Mochiabro, contrat de Golovka. Din nou Mochiabro.
Filipov spre același Mochea Bro, mută jocul în partea stângă la Alexandru Coman. Coman către Cernat. Cernat în care eu Cernat, evită un adversar. Cernat încă un dribling. Cernat! Oh! Parada lui Iliev. Cernat ar fi meritat cu prisosință un gol care să fi venit la capătul unei acțiuni de genul acesteia, un gol splendid ar fi fost, care să încununeze o prestație de top a decarului de la Voluntari. A ieșit așadar Andrei Miron, în locul său a intrat cu numărul 55 Alexandru Ichim. Ultima mutare făcută de Leo Grozavu. O centrare prinsă până la urmă de Iliev. O primă intervenție bună a lui Iliev în această partidă, la șutul lui Cernat, negându-i decarului de la FC Voluntari. Meciul perfect astăzi, după 3 asisturi, golul ar fi încununat această evoluție extraordinară. La 36 de ani, Florin Cernat arată că încă mai poate juca fotbal de cea mai bună calitate la nivel înalt. La pauză de hidratare, în acest moment, la jumătatea reprizei secunde, Leo Grozavu probabil în aceste momente se gândește la diminuarea pagubelor, să spunem. 4-1 este o corecție severă dincolo de toate pentru FC Botoșani. Aceste pauze de hidratare au specificul unor timeout-uri din handball sau basket. Antrenorul își strânge jucători în jurul său și le transmite noi indicații. Dimitrov, Golovka, Mochea Bro. Ninge respins aici de Balaur, Spahia, Mochea Bro și greu respinge în afara terenului. Da, un dialog între arbitrul Andrei Chivulete și unul dintre oamenii de pe banca Botoșaniului. S-au liniștit apele, însă evident pentru cei din Botoșani este o frustrare mare faptul că nu au reușit să reintre în joc. După golul lui Fulop nu au reușit să fie în continuare periculoși, au pierdut momentul făcând acel cadou stupid, și acea greșeală stupidă la reușită de 3-1 lui Ivanovici, după care a venit o altă eroare în defensivă la o fază fixă. Din nou moment în care jucătorul Botoșaniului este la limita offside-ului, însă Botoșaniul a fost foarte vulnerabilă în câteva dintre momentele cheie ale jocului. 4-1 cu 20 de minute rămase de disputat pentru FC Voluntari în meciul cu FC Botoșani. Spuneam, pentru Voluntari vine dubla cu Dinamo, mai întâi meciul din Cupa Ligii
și apoi confruntarea din campionat. Poate părea o glumă în momentul de față, însă meciul cu Dinamo din runda următoare chiar este ca un derby de clasament, pentru că Voluntariul are în acest moment 6 puncte, la fel ca și Dinamo. FC Voluntari Dinamo, meciul din Cupa Ligii va avea loc joi 11 august și va fi transmis în direct de Digi Sport 1 de la ora 21. Marți este prima partidă din Cupa Ligii. FC Botosani o înfruntă pe Poliaș într-un derby al Moldovei, în direct la Digi Sport 1, așadar la ora 19. Vașvari mută jocul în partea dreaptă la Dimitrov. Dimitrov înapoi pentru Plămadă. Plămadă, o minge care nu ajunge la Matulevicius. Un șut aici fără probleme pentru Bornescu. Sunt încercări timide ale Botoșaniului. O echipă care până acum, trebuie să o spunem, în 70 de minute nu a reușit să ajungă cu mingea la picior în careul Botoșani, în careul Voluntariului și să fie periculoasă. Doar golul lui Fulop, însă și acela din afara careului, a făcut pasă pentru Ivanovici de la Cernat. Ivanovici oprit aici. Ivanovici oprit în cele din urmă de Ichim și va fi aut de poartă pentru cei de la FC Botoșani. Remarcabilă însă recuperarea lui Cernat, pasa pentru Ivanovici, oprit până la urmă de Alexandru Ichim. Din nou Cernat, a fost faultat Novak de Plămadă, care vede cartonașul galben. Și acum se produce o nouă schimbare la FC Voluntari. Iese Florin Cernat. Eroul acestei partide, cu o evoluție remarcabilă. În locul său intră Adrian Bălan, golgheterul din sezonul trecut pentru FC Voluntari, cu 11 reușite. Bălan a marcat și el un gol, golul de 4-0 în etapa trecută cu Concordia Chiajna. Marinescu pentru noul intrat Bălan pătrunde, care Bălan protejează până la urmă, este blocat de Dimitrov și apoi faultează Adrian Bălan în atac. Bălan a marcat două goluri împotriva Botoșaniului în sezonul trecut. În ambele partide, Voluntariul a fost gazdă. Botoșaniul, mai spun o dată, a avut o posesie mai bună, cel puțin în primele 50 de minute, însă a fost o posesie sterilă, care nu a produs faze periculoase. Botoșaniul nu a putut ajunge la poarta lui Bornescu ca urmare a unui joc colectiv, ci pur și simplu repet ideea de mai devreme, golul lui Fulop a fost o execuție individuală de marcă, însă atât. Acum este lovitură liberă pentru Botoșan, pe care o va executa Gabriel Vașvari, distanță destul de mare față de poarta lui Bornescu, elan considerabil al capitanului Botoșaniului.
Se aude flagul lui Andrei Chivulete, Vașvari, șutează Vașvari, respinge în față, Bornescu, Golovka, din nou Bornescu și Golovka este lovit, cred, s-a prăbușit în noarul Botoșaniului, nu a primit nimic, oricum ocazie mare pentru cei de la FC Botoșani. Și aceasta a venit după un șut de la distanță, după o fază fixă, Dimitrov, greu, din nou Dimitrov, primește acum plămadă, nu este Ichim, de la acesta spre Mușat, Astafei, același Ichim, fault asupra lui Vașvari, făcut de Laurențiu Marinescu. Plămadă, o minge interceptată de Ilfoveni pentru o clipă doar prin căpățână. Faultat Ișvan Fulop. Noi revedem faza de mai devreme cu dubla intervenția lui Bornescu. Doar s-a opus la în fața lui Golovka după ce parase șutul lui Vașvari. Ultima schimbare la FC Voluntari. Iese de pe teren Laurențiu Marinescu și în locul său intră Tăpăcariu. Alt jucător care a evoluat în trecut la Ceahlăul Piatra Neamț, la fel ca și Popadiuc, Sorin Tăbăcariu, la 21 de ani. Debutează și el pentru FC Voluntari. Într-un meci de pe teren propriu, să spunem, pentru că el a jucat câteva minute în partida cu cei de la Concordia Chiajna. Golovka pentru Fulop! Gol! FC Botoșani, gol marcat de Ișvan Fulop, care ține pasul cu fostul său coechipier Petre Ivanović, 3 goluri pentru Fulop și Ivanović în acest sezon al ligii întâi, dublă și pentru Ișvan Fulop, o dublă care însă nu ajută prea mult trupa lui Leo Grozav, un gol care vine poate prea târziu. Golovka, jucătorul intrat la pauză, iată, îi furnizează un asist lui Ișvan Fulop, 4-2, un început spectaculos de etapă în Liga 1 cu 6 goluri în meciul dintre FC Voluntari și FC Botoșani. Nu uitați, la ora 21 este ASEA Târgu Mureș Poliaș. După această partidă aveți reacții de la Voluntari în cadrul emisiunii DigiSport Special, unde vă așteaptă Vali Moraru împreună cu invitații săi. Sâmbătă, alte două meciuri, Astra CSU Craiova și Steaua Concordia Chiajna. Duminică, Gazmetan Mediaș Viitorul și Poli Timișoara Pandurii Târgu Jiu. Luni, etapa se încheie cu meciul dintre CFR Cluj și Dinamo. Săptămâna viitoare, vă spuneam, aveți primele meciuri ale sezonului din Cupa Ligii. Marți, confruntarea FC Botoșani-Poliaș, miercuri Gazmetan Media, 6-a Târgu Mureș și Poli Timișoara Viitorul, iar joi CFR Cluj, CSU Craiova și FC Voluntari Dinamo. Tot săptămâna viitoare veți vedea primele meciuri din noul sezon al Cupei Ligii Angliei în direct pe canalele DigiSport. În acest weekend aveți câteva partide interesante. Începe campionatul în Scoția, mâine cu meciul dintre Glasgow Rangers și Hamilton la 2:30 în direct pe DigiSport 1.
Tot mâine, un super meci de la International Champions Cup la ora 19 pe Digisport 2, Liverpool FC Barcelona. Și tot mâine, meciul echipei lui Mircea Lucescu, Zenit în deplasare cu cei de la UFA. Dimitrov, Ivanović, recuperează același Dimitrov. Botoșaniul, în mod normal, ar mai putea forța un miracol. Asta dacă machiază repede un gol, la 4-3, ar mai fi loc și timp de a se forța egalarea. Golovka, oprit de Spahia, prin fault, este lovitură liberă pentru FC Botoșani. Lovitura liberă pe care o execută István Fülöp, centrare, balonul ajunge în partea opusă la Gabriel Vașvari. Vașvari față în față cu Căpățână, cel care acordă lovitură de colț. Tot Fülöp va executa această lovitură de colț. Fülöp, centrare pentru Ikim, balonul ajunge la Golovka, însă s-a fluierat un fault în atac la Bornescu, prăbușit și Mochea Bro, a pus o lovitură la piciorul stâng. Ceva probleme și pentru Bornescu. Tamochea Bro nu a fost deranjat de nimeni, de niciun adversar ce-i drept. Pentru FC Botoșani urmează de asemenea un meci foarte dificil în următoarea etapă, dacă Voluntariul joacă în deplasare cu Dinamo în campionat, după ce va evolua teoretic pe teren propriu în Cupa Ligii. Joi, FC Botoșani va juca vineri de la 21 în direct pe Digisport 1 împotriva Stelei. Coman, o minge interceptată aici de Radoslav Dimitrov, primește acum Golovka. Îl blochează pe Coman. Oricum va fi repunere de la margine pentru gazde. Greșește Dimitrov, poate cel mai slab jucător al Botoșaniului în această seară. Aici Bălan are probleme la preluare și apoi scapă mingea în afara terenului. Leo Grozavu pare resemnat. Da, și acum vedem într-adevăr care sunt problemele unui stadion fără nocturnă cam la această oră, chiar dacă suntem încă în toiul verii. Vizibilitatea nu mai este la fel de bună. Și în acest sens, meciul cu Dinamo din Cupa Ligii
considerat pe teren propriu pentru FC Voluntari, va avea loc pe arena din Ștefan cel Mare. Novac avertizat și el de arbitrul Andrei Chivulete. Și asta pentru că meciul cu Dinamo din Cupa Ligii poate să aibă prelungiri, chiar lovituri de departajare și atunci ar fi mare pericol meciul să nu mai poată fi văzut în condiții optime. FC Voluntari Dinamo, vă reamintesc, joi la 21 direct pe Digi Sport 1. La acea oră meciul nu avea cum să se dispute pe arena Anghel Iordănescu. Se mai plâng cluburile că evoluează în plină arșiță, însă nu fac toate demersurile pentru a avea toate condițiile necesare impuse de regulament de ligă pentru a activa în elita fotbalului nostru. Fulop este aici faultat de către Tăbăcariu. Dimitrov, plămadă, o minge interceptată de cei de la Voluntari, tot plămadă, Fulop, da, este faultat din nou Fulop. Cel mai bun jucător al Botoșaniului s-a ridicat cu mult deasupra colegilor săi prin evoluție, prin golurile sale, însă a fost cam singur împotriva tuturor. Acum Adrian Bălan pentru Tăbăcariu, încearcă o schimbare de direcție spre Petre Ivanovici. Moche Abro, Moche deposedat de Răzvan Greu, care însă comite hands. Alexandru Coman nu reușește să țină mingea în teren. Va fi out pentru, out de poartă pentru cei de la FC Botoșani. Vă reamintesc fazele importante, le regăsiți pe site-ul nostru pe digisport.ro. Este un meci care se termină destul de calm pentru agitația pe care am avut-o mai ales în primele 45 de minute. Este liniștea de după furtună, putem spune, pentru că timp de 60 de minute am avut un fotbal disputat într-un ritm alert. Dimitrov. Da, Matulevicius a făcut semne că se poate continua, strâns din dinți, mai ales văzând că posesia este în favoarea echipei sale. Răzvan Greu levită aici pe Tăbăcariu, Greu spre Vașvari, o minge în partea stângă la Nicolae Mușat. Mușat deposedat ușor de Căpățână, Bălan blocat și el de plămadă. Se încearcă o minge lungă spre Ivanovici. Se vede însă cum că la FC Voluntari nu mai este pe teren Florin Cernat, care să ofere pase impecabile cu echipierilor săi, să îi pună în poziții ideale de a înscrie. Chiar și așa Voluntariul ajunge iarăși în treimea adversă. Ichim a respins în aut. Când intrăm imediat în minutul 90 aici pe arena Anghel Iordănescu, vor fi probabil 3 minute suplimentare, poate chiar 4. Au fost 5 schimbări plus accidentarea lui Miron plus minutul de hidratare. Thank you.
Mușat, Plămadă, Dimitrov, Dimitrov cu o minge lungă, prea lungă și pentru Matuleviciu, balonul ajunge la picioarele lui Bornescu. Program foarte greu pentru Voluntari în următoarea perioadă, dincolo de dubla cu Dinamo din Cupa Ligii și Liga 1, urmează apoi un meci pe teren propriu cu Pandurii și apoi o confruntare pe terenul campioanei Astra. În timp ce Botoșaniul, după ce va evolua în Cupa Ligii cu Poliaș, va primi replica Stelei pe teren propriu vinerea viitoare de la ora 21 și apoi va juca în deplasare cu Gazmetan Mediaș. Echipa antrenată de fostul antrenor al Gazului, al Botoșaniului în sezonul trecut, Cristi Pustai. Da, 3 minute de prelungire pentru această repriză secundă. Unul deja s-a scurs, Voluntariul este în posesie, Voluntariul este lider în acest moment în Liga 1 cu un golaveraj de 8-4 și 6 puncte pentru echipa lui Florin Marin, la fel ca și Dinamo. Dinamo însă va juca luni seara în deplasare cu CFR Cluj în direct pe Digisport 1 de la ora 21. Răzvan Greu. Greu spre Golovka, respinge Alexandru Coman. Lămadă spre Matuleviciu, balonul ajunge la Spahia, Mocheabro, Coman, contra de Matuleviciu. Ai faul făcut de Vajvari asupra lui Novak. Voluntariul rămâne în posesie. Spectatorii din Voluntari foarte aprinși, foarte vocali, chiar și la acest rezultat, chiar și în acest moment. Așteaptă fluierul de final care să consfințească faptul că FC Voluntari bifează încă 3 puncte. 6 din 9 în primele 3 runde pentru Ilfoveni. Acum Astafei, balon centrat către Matuleviciu, lovitura de cavalul lui Matuleviciu care a încercat să prelungească spre Golovka, dar în acest moment se aude fluierul de final al lui Andrei Chivulete. Voluntariul cu siguranță va dormi foarte bine, își va pune în ramă clasamentul care va fi publicat după această partidă. Voluntariul pe primul loc după 4-2 în fața celor de la FC Botoșani. Bogdan Socol vă mulțumește pentru atenție și vă invită să rămâneți pe Digisport. Urmează imediat aici reacții la Digisport Special. O seară excelentă, la revedere! Vara aceasta cu Digi ai numai de câștigat. Plătește factura Digi cu cardul Mastercard sau Maestro și poți câștiga 6 luni de gratuitate la abonament sau marele premiu, 10 ani de gratuitate la abonament. Plățile se pot face online în contul de client DigiCare, direct pe www.rcs-rds.ro și în magazinele Digi. Cu Mastercard plătești, 10 ani de Digi primești. Cine a făcut bremizeria asta? Noroc că e cu teflon. Se curăță. Indiferent de murdărire, pereții colorați cu savana cu teflon se curăță. Hai că mi-a pus tricoul norocos! Să vedem ce facem weekendul viitor. Hai să vedem!
Clar vă scot în oraș. Dăm o petrecere! Hai că dau și eu o bere. Iar eu vin cu distracție. Cu premiile Bergambir, distracția cu prietenii continuă. Caută sub capac sau cheiță și vezi ce-ai câștigat. Prietenii știu de ce. Cu Holsten Pilsner câștigi sub capac greutatea unui cavaler în bere, sute de mii de doze și 10 simbrii cavalerești. Holsten Pilsner, berea germană numărul 1 în România. Gelul de duș Dove Men Plus Care oferă hidratare optimă prin tehnologia Micro Moisture pentru o piele mai sănătoasă și mai puternică, indiferent de provocări. Îngrijire pentru un plus de putere. Redescoper emoțiile simple. Văd clar ceea ce contează cu adevărat în inima mea care bate, într-o atingere caldă. Emoții simple, momentele mele, în ele mă regăsesc. Dorna, alege ceea ce contează. Reinventează vara cu cel mai tare snack, Cornetto. O combinație cremoasă și crocantă pentru orice moment în care vrei să fii cool. Cornetto. Irezistibil. Design din viitor. Rafinament și eleganță italiană. Sisteme de încălzire pe lemn și peleți. Moretti Camini. Intră în ritmul sportului la MOL. Alimentează în benzinăriile MOL, adună etichetele promoționale și cumpără produse Arena la un preț special. Mai multe detalii pe molromania.ro și în benzinăriile MOL. Da, să șerbetelul Carolino. Fetelor, haideți să crâmbușterim. Până să crâmbușterească crâmbușterița. Crâmbuș cu multă carne. A crâmbușterit crâmbuștar, crâmbușteriței, crâmbuștul Caroli. Nu tu, eu. Șerbețel știe, sunt crâmbuși Caroli și au multă carne. Crâmbuștii Caroli cu 80% carne în varianta duopec. Câte patru, fiecare bine păstrați până la masa următoare. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Mâine avem rivalitate la distanță. De la 19, Astra întâlnește Craiova. De la 21:30, Steaua înfruntă Concordia. Vezi Liga 1 în direct pe Digi Sport. Voluntari, dacă nu dă 4, nu dă deloc. A dat și etapa trecută, dă și acum 4, învinge din nou, învinge pe FC Botoșani cu 4-2 și în acest moment, faceți loc, Voluntarii pe primul loc, cel puțin la această oră. Egalează la puncte Dinamo, are golaveraj mai bun, dar bineînțeles Dinamo și multe alte echipe, adică toate celelalte echipe, în afară de FC Botoșani și Voluntari, mai au un meci de jucat. V-a convins Voluntari? V-a dezamăgit Botoșani? Pe mine, da, Botoșanu, dar m-a dezamăgit după jocul bun cu CFR Cluj. Astă seară, niște erori, nici nu pot să le comentez, le descrii. Cred că grozavul nici are o săptămână grea. Bine, meciul cu Steaua. N-au soluții la apărătorul central. Cei Miron cu Plămadă nu pot forma un club fundaș central bun pentru Liga 1 la momentul părerea mea. Și iar laterali au fost și astăzi într-o formă deosebită. Am văzut la pauză ce s-a întâmplat în prima parte. Acum, iată și ce s-a întâmplat în partea a doua. Golul de 4-1.
Unde... E, dacă am spus la golul 2 că îi dăm credit lui Oniță, eu zic că aici... Aici nu mai dați niciun credit. După părerea mea, aici este poziția de offside. Da. Golul fiind validat, îi dăm și lui Cernat pasa de gol, nu? Cernat, 3 asisturi, 2 faze fixe și o minge lucrată, da. Are calitate în continuare, dacă sănătos și cât poate să mai alerge, e un jucător important pentru nivelul ăsta, e un jucător important. Da, pare să fie offside, și, păcălit. Și în poziția aia acolo, care joacă el de vârf fals, nu cred că face un efort foarte mare. Da, și da. E foarte bine din punct de vedere fizic pe faza ofensivă. La jocul ăsta cu Plămadă și Miron n-a fost nicio problemă. Nici nu trebuie să facă efort mare, că se predau singuri. Botoșanu, dacă nu rezolvă problema asta acolo, eu zic că și mai se cunoaște ceva, nu e Cabrera. Da. Au adus un brazilian, am înțeles. Nu știu cât de valoros este, dar Cabrera era o piesă extrem de importantă în jocul lor. Și în Gadeu. În Gadeu, fundașul central, da? Și Cabrera. Sunt două absențe importante. Deci la ce vedem aici, am văzut aici, se face dor de în Gadeu. Era piesă de bază. Pentru Botoșanu, un jucător bun, jucător important pentru Botoșanu. Și el a jucat bine la Botoșanu. Da, cum spuneți noastră, dezamăgitoare. Nu, dacă ne raportăm la jocul cu CFR, unde a fost un joc foarte bun și într-adevăr erau premisele să vedem și cum am format de echipă la început, extrem de ofensivă, dar... Da, aici o mare ocazie a celor de la Botoșani, la 4-1, Bornescu până la urmă a reușit să...